Spania, boa, que bom viagem. Parcă bine că nu dormim afară, în fine, mamă, e un frig afară. Asta e activitatea noastră la ora 4. Și s-a auzit o bubuitură pe la 6 da, dimineața. Să te cu tot calabalâcul după noi. Cum e pe colea pe la fin del mundo? Se vede că ne apropiem de capătul lumii, nu mai vedem camioane. Suntem aici la stop. Ce umbre frumoase avem. La ieșire dintre elev ăsta, mi-am dus ăla cu pește, care miroase a pește. Bineînțeles că am puțin rucsaci și... Și noi, părul și miroase a pește. Care sunt umbre? Ivan. Ivan? Ivan. O să-mi sunos Cristina și Victor. Hai că ne-a luat omul ăsta și ne-a luat cu cisternă de asta chiar. Hai să vă mai spunem ce am mai aflat despre camionagii ăștia, că sigur uităm. În nordul țării, de exemplu, de-asta de o milaneză de mâncăm noi costă 600 de pesos, aici costă 1800 de pesos. Și am întrebat, domnule, și cum faceți? Zice, domnule, evităm să mâncăm. Mănânc o dată pe zi, la prânz sau noaptea. Ca să poată să le rămână ceva după camion, salariul camion, lucrează 40 de zile și cu 10 zile libere. Și îți plătiți la kilometru. Ăsta acum e o cisternă și e limitat la 80. Că e gol, cum e acum, sau că e plin, tot 80 merge, limitat. Și are tachograf ăsta, e obligat până lege să aibă. Celelalte camioane nu sunt obligat să aibă și nici nu au, dacă nu sunt obligat. Ce am observat e că s-a mărit ziua. E 8 și un sfert și soarele încă n-a apus. Cu cât mergem spre sud, cu atât este mai multă lumină. Da. Evident, când ca vara în Europa, când am început, Norvegia. Când am început noi călătoria, la São Paulo se făcea la ora 6 era întuneric. Acum ia uite că s-a mărit ziua. Și încă mai e până la apus. Da, ia uitați. E 9:30, am făcut o pauză la benzinărie. Omul m-a zis că lucrează după tachograf și a indicat un sfert de oră pauză. Să mai prindem ceva de mâncare, că altfel ne culcăm cu burta acolo. Vedem unde oprește șoferul, că am înțeles că oprește pe la 1:30. Nouă ne convine că se învârte roata, mergem spre direcția noastră. Bate un vânt de mori, nu putem să dormim. Am ancorat cât am putut portul ăsta. În parcare aici la camioane. Nu putem să dormim. Urmează să nu rupă portul. Deci mi-ai făcut proapă, mă. Și mie. Nu aș fi corul să-mi bag. Mamă, fete, ce mi se pa pe piept. Ce? Să-mi bag piciorul, că mi se pa pe piept. Suntem cu tot calabalâcul după noi. Ne mutăm aici la benzinărie. La... lângă baia, am găsit eu un magazin, am vorbit cu omul ăsta aici, că e un vânt incredibil. Ia zi, Bibi. În momentele alea din călătorie, când până și eu zic că e horror, că eu mă bucur de orice ar fi. A dat nisip peste noi, erau nisip peste saci, praf de ăsta. Suntem cu calabală cu prins după noi. Ce camera pe care am găsit-o? La central aici? Mamă, ce cald e aici! Dacă ne-am instalat aici, unde are asta boiler pentru apă caldă, ne-am băgat în magazin asta aici.
omul ne lasă să dormim până la 6. După aia vine, nu știu, iese în tură, habar n-am. Asta e activitatea noastră la ora 4. Bună dimineața! Mamă, cum a fost? Adică cum a fost și cum e? Elvis left the building. Din păcate camionul a plecat, nu ne-a așteptat, nu mai e acolo camionul. Facem un duș, găsim un supermarket, că aici te înduai prețurile și mergem mai departe. Uitați marea în stânga, ce lumină frumoasă. E stație imensă aici. Ne-am dușat, ne-am bărbierit. Frumos aici, îmi place, lux, tată, lux. Ca în Europa, nu mă așteptam, și ieftin, adică 200 marafezi de ăștia înseamnă 50 de cenți, nu? Eu nu înțeleg cum un sandwich, un mic sandwich costă 1000 de ăștia și un duș costă 100. Adică nu înțeleg ce prețuri așa, mă uitam și super în magazine așa, supermarket, la benzinării, ceva foarte scump, ceva foarte ieftin, n-am înțeles. Șoferul de camion ne-a zis că pleacă pe la 9:10 cu cisterna și noi ne-am trezit pe la vreo 8:30, paf, ne-am dus, bine, am auzit o bubuitură, ce-i drept, m-am trezit, s-a zgurduit pământul așa, am ieșit afară și toți ăștia de la PECU erau în linie așa, vreo 10 inși, filmau malul ăsta de pământ și zic, bă, ce s-a întâmplat, ce, că a făcut explozie aici, dar nu prea am înțeles, explozie controlată și acum avem două dileme, unul a plecat șoferul de camion, ne-a lăsat balta aici și doi, s-a blocat drumul, uitați. Malul ăsta a fost minat, că era periculos și acum au închis ăștia autostrada. Uitați, frate, au închis autostrada, deci sunteți fără camion și trebuie să facem un ocol la mama naibii, nici nu știu unde, până că nu putem să dăm mai circulăm mașini pe aici. Na, uite, acolo lucrează, nici nu se știe cât durează, știi? Și supermarketul ar fi în direcția aia, la un kilometru. Deci am avea pe unde să mergem pe jos, dar după aia să vedem de unde luăm alt stop. Eu m-am dușat, am spălat de haine după mine și le-am luat așa pe mine. Unul la mână să se usuce. Mamă, ce vânt e. Unul la mână să se usuce și doi la mână. Oricum e praf și vânt afară, deci n-ar avea sens alte haine noi, știi? Și le-aș căra în spate pe astea ude și grele. Am stat pe Cristina aici să-și usuce, să-și usuce părul și prosoapele și ce mai era și am dat eu fugă până la supermarket, am gândit așa, bă, mă duc până la supermarket, iau 2-3 mese, economisesc bani și până mă întorc înapoi poate să dă drumul și la trafic. Și chiar așa a fost, uite, s-a dat drumul în spatele meu, momentan se circulă doar pe bandă și e poliție, deci încă nu putem să facem stop, că n-ar avea unde să oprească. Și să vă arăt ce am luat de la supermarket, de la supermarket m-a costat 12 euro, dar am luat pentru vreo 3 mese. Mai usuc șosetele astea așa la stop, fac un semn așa cum ar veni, hai opriți, 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 opriți. Așa se face stop, mai nou. Am fost să-l întreb pe șofer dacă merge spre sud, spre Ușoaia și a zis că da, dar e încărcat cu chestii periculoase, are marfă periculoasă, nu știu exact ce cară, și nu are voie să ia lume, din păcate. De tare și-a pus ăsta aici, astea, fii atent. Benzina asta. Aquí es difícil porque es en la ciudad y claro, acá el que pasa no. Aparte de todo lo que sean de este tipo así de camionetas. Hemos que ne-a luat un domn. Petrolero. Ai și noroc. Asta. Asta camioneta tan afectada. Că mai înaintat, am trecut de orașul ăsta, ne-a luat un domn la microbuz, foarte de treabă și ne-a lăsat acum la ieșire. La ieșire din oraș și primul camion care vine. Doamnelor și domnilor, poate oprește în direct.
timpul cu cisterna, mă, ne-a recuperat okay, timpul cu cisterna. Suntem la un control de poliție, paf, în față, a trebuit să-mi pun centura, Cristina s-a băgat aici, s-a ascuns după perdea, după omul, după șofer. El n-are voie să ne ia pentru că are încărcătură periculoasă și n-are voie să ia alte persoane. Mulți cu camioane mai noi au senzori pe scaun și simt și sunt anunțați, compania anunțați dacă stă cineva pe scaun, deci n-are voie să ia pe nimeni. Traversăm giratoriul ăsta și ne poziționăm într-un loc de stop pe ruta 3. Ruta 3, cum zic ăștia, nu? Ruta 3. Și mai dăm drumul la cameră mai încolo să povestim pe delete cât stăm. Cât stăm la stop, să vă povestim de tipul ăsta care ne-a luat și ieri și ne-a luat și astăzi. Așa. Deci ieri ne-a luat de la... După faza cu peștele, cu mașina aia împuțită de pește, că apropo, am avut niște nervi aseară și încă am un pute rucsacul a pește și... Da, noi stăteam într-un giratoriu greșit, unde se cunoaște că au fost câteva atacuri, din ce am înțeles noi, atacuri ale hoților asupra camionagilor și de-aia nu oprea nimeni nici măcar să întrebe unde mergem. Da. Și a oprit unul cu un pește, cu o mașină de asta de pește care transporta pește, niște lăzi. Tocmai degolise peștele și rămăsese lăzile alea. Deci și a pus rucsacii, avea lăzi. Un singur loc în față, da, pentru amândoi. Am stat amândoi. Și rucsacii n-aveam unde să-i punem, că da, am stat amândoi, nu puteam și nu capeam și rucsacii. Și atunci i-a pus în lăzile aia de pește și dai seama că miros acum rucsacii la pește. Al meu a căzut de pe ladă, undeva într-o altă ladă în care era zeamă din aia de pește și mi s-au dat puțin husa. Băi, și mirosea de nu puteam să-l mai țin, aseară mi-am spălat husa, dar așa, tot mai miroase un pic. Și ne-a traversat la orașul ăla, ne-a dus la ieșire și ne-a zis, uite, de aici să face stopul bine, deși n-avea omul treabă acolo, a făcut un drum special pentru noi, da? Și după a oprit băiatul ăsta și ne-a luat, a mers cu cisterna. Băiatul ăsta da, cu cisterna. Care apropo, n-avea voie să ne ia, da, doar că a zis că na, era pe gol. A venit să încarce de fapt. A mers până seara târziu, a mers la benzinărie și deja vorbisem cu el că astăzi să continuăm încă 80 de kilometri da, până în Caleta Olivia. Noi practic să odihnea el, că avea tacograf. A zis că pe la 9-10 pleacă. Cât se odihnea el, noi am pus cortul lângă da, mașină. El se odihnea mașină, noi lângă cort. A început un vânt dimineața ce am pus cortul, dar nu făceam față, l-am tot ancorat cu tot ce am avut și tot ne venea în cap și așa. Și venea nisip pe sub folie, stăteam așa pe spate. Pe burtă, am pus mâna așa pe burtă, era numai nisip. Zic, praf mai bine, zic, nu nisip, praf. Și deci s-a dus Victor pe acolo pe la baie. Și a fost un angajat de la benzinărie. Era acolo și l-am bătut în geam și am zis, domne, uite, am spaniola mea de baltă. I-am zis, tiene una mujer, că am un carpa și frutură vântul, unde să mă duc? Și el zice, unde vrei? Și zic, uite aici, am văzut eu magazin. Și au fost și niște sirene pe timp de noapte. Ea le-a auzit, eu nu. Probabil că eram în pauză aia. Și mă gândeam, mamă, alertă de tsunami, ce se întâmplă? Da. Nu știam mamă ce se întâmplă. Și s-a tremurat și pământul. Noi era 6 ce, dacă am apucat să dormim o oră, că era și cald. Bă, a fost o noapte teribilă, teribilă. Nu putem să spunem că am dormit, nu putem. Am dormit iepurește așa, nu știu cum să zic. Așa, și până la urmă am aflat ce s-a întâmplat cu explozia. Ne-a arătat o angajată o filmare. Au pus dinamită să dinamiteze muntele care era posibil să se colapseze. Au vrut să facă un colaps controlat. Da. Și au făcut. Numai că noi când ne-am trezit dimineață, pe la 8 așa, ne-am trezit, să zicem așa. Ne-am trezit, unul la mână cisterna nu mai era, băiatul ăsta cu cisterna nu mai era. Doi la mână drumul era închis. Picase tot muntele pe drum. Până la urmă, văzând că nu mai e nici tipul cu cisterna, că a plecat și ne-a lăsat acolo, puțin dezamăgiți eram că vorbisem că plecăm împreună. Bine, n-ai ce, probabil eu m-am gândit că s-a trezit omul și a văzut că nu mai e cortul acolo și a plecat. Da, și a plecat, nu puteai să... A, ne-am făcut duș, ne-am spălat hainele. S-a dus Victor, eu am stat să mi se usuce părul, să usuc prosoapele. Eu m-am luat supermarket, era un kilometru acolo, până cumpăr, până stau la coadă, până mă întorc, se deschide și drumul. Și culmea că așa a fost. Bine, eu am analizat situația, am văzut că nu e chiar grav. Eu am mâncat cu Cristina acolo, o românească de asta cu salam, cu brânză, cu roșii. Tot mai bine, hap. Am ieșit la stop.
s-a deschis și drumul. Și până la urmă a oprit microbuzul acela. Și ne-a traversat orașul și încă unul. Dar cumva într-un loc nu tocmai ideal, că aveau foarte mare viteză. Și tocmai ne-am așezat noi la stop și văd că vine cisterna, camionul, prietenul care... care dispăruse din benzinărie. Da, și face Victor, nostru amigo, da, nostru amigo, frate. Și el ne văzuse că ne-a dat flash-ul de depărtare. Și l-am întrebat, unde ai stat, frate, până la ora asta? Că s-a făcuse două ceasul, adică de la 9, de când trebuia să plece el 9-10, s-a făcuse două. Unde ai stat? La 5 dimineața i-a bătut poliția în geam și l-a zgurnit de acolo, că urma să... Explozie și e periculos și vezi că nu știu ce. Cred că ne-ar fi trezit și până cu cortul, adică în caz că dormeam. Și l-au zgornit, el s-a dus într-un alt spațiu de servicii. Nu ne-a văzut cortul acolo, a presupus că noi am plecat, știi? Și a dormit și el mai mult când s-a trezit. În altă parcare, da. Da, a dormit în altă parcare și de-abia acuse pusese la drum. Și așa că am mai mers ăștia 70 de kilometri care erau restanți cu el. Pe care trebuia să-i facem oricum cu el. Da, da, da. Și acum ne-a scos la ieșire din oraș, mare lucru. Caleta Olivia. Da, mare lucru, ne-a scos la ieșire. Nu e chiar ieșire, următoarea ieșire. O să fie un drum lung. Dacă prindem până la Rio Gallegos măcar, sau de ce nu la Ushuaia? Comodoro ma ciudad, Caleta. Ne-au luat doi băștinași de aici și au zis că nu stăm bine la stop. Mi se părea mie că n-au trecut prea multe camioane, de fapt n-a trecut niciunul. Bă, ca să fie treaba, ne-a dat și o bere. Ia uite. Mamă, una servesita para empezar. Gracias. Da, da. Ciao. Ciao. Frate, uite așa să stă la stop, cu o bere în mână, frumos, rece, servesita. Aut. Bate și vântul frumos, așa, făcut duș. Ce să-ți mai dorești? Super mișto. Companie plăcută, iau-te pe Cristina. Am curat să merg oriunde, frate. Cum e baby în America de Sud? Așa cum știam. Muy lindo. Maravilloso. Maravilloso. Ia uite, stând așa, păi fraților, stând așa, jos, discutând ale noastre, ne pomenim cu mașina pe contrasens, că întoarce în fața noastră și oprește. Și oprește și în ea. Eu chiar mă întrebam ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia cu mașini mai mici, de ce nu opresc. Ola. Dar uite că a oprit. Sunt mucio? No. Ah, pune acolo, pune pe stel. Spune-mi ospăderea aia, si chiar. E Carlos. Carlos Santana. Salvatore, ne-a luat domnul ăsta, da. Carlos Acuña. Cu o mașină foarte mișto, Volkswagen. Ce model e ăsta? E Nivus. Nivus, mai fost cu Nivus în Brazilia. Aha, în Brazil, da. Si, în Brazil, alguien nos llevó con un Nivus. Mă conduce omul super. Uite, peste 40. Depășește tot ce mișcă. Cum te simți cu mașina asta? Super, e lux. Altceva, a? În vorbă, e ora 9 și am ajuns, după 6 ore de mers, cu 140-170 la oră, am ajuns în... Unde am ajuns, baby? Ia. Cum? Unde am ajuns? Rio Gallegos. Rio Gallegos. A fost o călătorie foarte mișto, cea mai confortabilă de până acum. Senior, gracias. Bueno, estamos viendo. Mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, no, por favor. Hai. ¿Quieres lo cargar? Listo, lo estamos viendo. Suerte. Un paso más, lo estamos haciendo. Increíble, visto verde.
veces por servirte. Hai că am găsit un loc de port în seara asta, într-o benzinărie. Da, tot așa, bate vântul, începe să bată. Băi, friguț, sunt 14 grade, da. Ceva de genul. Dar hai, e bine. Am dat-o din zăpușeală în frig direct. O noapte relativ liniștită, deși se pusese vântul pe la 12. Ne-am trezit dimineața tipul ăsta de la benzinărie la 7:30, că la 8 vine șeful să strânge repede. Dar am folosit la maxim sacii de dormit. E un frig. Trebuie să mai iau haine, o bluză cu mânecă lungă ceva. Mamă, deci ieri de la 30 de grade, acum sunt 11 grade aici. Am mers 700 km mai în sud și 11 grade. Băgăm toate hainele pe care le avem la noi și dăm drumul pe traseu. Astăzi mai avem 500 km de făcut până la Ușuaia, în capătul pământului. Sper să, și două frontiere de trecut. Sper să-i dăm gata. Diferența între ieri dimineață, unde ne-am spălat hainele și le-am luat așa pe noi, am ieșit afară în soare, s-a uscat de la vântul ăla imediat, și dimineața asta, unde sunt 11 grade, frate. Bine, 700 km mai spre sud. Terminăm cortul și îi dăm la ieșire. Suntem în centrul orașului și sunt vreo 11 km până la ieșire. Ne-am luat niște un malder de mini corn, mini corn de astea și cu iaurt. Ne-am găsit și carton să scriem Ușuaia. Facem stop acum la ieșire. Hai, poftă bună. Mersi. Poftă bună. Mâncăm aici înăuntru la Carrefour. Update la ora cât? La ora 1. Am schimbat vreo 3-4 locuri de stop. Că prima dată am stat lângă benzineria unde am dormit și nu era nimeni, nu treceau camioane. Era centrul orașului. Am trecut și pe la stația de la autogară să întrebăm cât costă un autobuz la frontieră, nu există. Există doar la Rio Grande, adică peste 350 de km la mâine și există azi la Punta Arenas, cred. Nu știu, n-am înțeles foarte bine, dar noi nu mergem la Punta Arenas, mergem la Ushuaia. De la autogare ne-am dus la la stația cealaltă, la Peco, unde sunt camioane mai multe. Și am mai stat acolo vreo oră, fără niciun, tot așa, în centrul orașului. Bine, acolo a venit un om cu o mașină mică și ne-a zis, pot să vă dau un sfat, nu prea stați bine aici, că în centru, nu o să vedea nimeni și a zis, da, știm, dar n-am găsit autobuz, n-avem cu ce să ieșim. Și a zis, cum, taxi? Și bă, stai cu minte. Și ne-a dus el până, nu chiar la ieșire, într-un alt loc ne-a dus. Dar destul de prost, acolo am așteptat chiar două ore am stat, până ne-am dat noi seama că nu prea treceau camioane, adică au trecut două camioane în două ore. Și toți care treceau cu mașini mici ne arătau că ei iau în dreapta undeva. Da. Și atunci ne-a mai luat un om și ne-a dus aici, care e ieșirea, acum e ieșire, da. Și ar trebui să fie camion. Ne-a dus la ieșire și ne-a făcut cadou și un stag al Argentinei. Messi! Da, și acum de unde ne-a lăsat el mai mergem puțin, că e un post de poliție. Și după postul de poliție o să stăm la stop. Și, na, sperăm faza e că e culmea, că ieri am început stopul foarte târziu și am făcut atâția kilometri și am mers super bine. Și azi am ieșit Pavla, nu eram la stop și nu s-a întâmplat nimic. Da, era la ora 3 am prins stopul până aici pentru 700 da. km, ceea ce nu ne mai așteptam. Și azi? Nu contează, depinde ce noroc ai în ziua respectivă. E ca la păcănele.
intră speciala sau... Bate vântul cam tare, e friguț, eu am toate hainele. Mamă, da, e frig rău, trebuie să luăm fes, n-am fes, mânuși. Cam două perechi de pantaloni lungi, da. Na, trebuie să te mai schimbi. Camion? Până speli hainele. Aseară mi le-am spălat, de exemplu. Se vede că ne apropiem de capătul lumii, nu mai vedem camioane, deci nu știu unde sunt toate camioanele. Soia, tengo que tomar los datos, ¿sí? ¿Cómo? Te tengo que tomar los datos, a los dos. Ah, ¿sí? Cada uno que pasa por acá tiene que dejar los datos. Ajá, ¿sí? Okay. Por favor, acompáñame. Nela y truca esta trucha. ¿Listo el DNI o pasaporte? Sí. Ruta 3, Ușuaia, 586. Auzi, deci e un cowboy, deci un gaucho călare. Hola! Buenas! Ne-a dat Dumnezeu și m-a avut noroc și ne-a luat un domn. Tu o nume? Silvio. Silvio. Și ne-a luat cu mașina lui până la frontieră. Am avut noroc. Bun. Și traversăm în Chile, doamnelor și domnilor. Suntem aici la oficiul de emigrări. Mi-a pus viza în pașaport. Am intrat în Chile, dar o să stăm foarte mult, o să ieșim. Sperăm noi că tot azi. Plouă afară, asta e nașpa. Hai că a scăpat cu bine și de control. A rămas cu banana. Statul... Am trecut ilegal cu banana. Statul chilean e foarte serios cu legume și fructe. N-ai voie să treci cu nimic. Deci trebuia să le mâncăm. Aveam și niște alune. Vreau să le mâncăm aici în frontieră direct și ne simțeam vinovați că îl punem să aștepte pe omul ăsta. Dar nu ne-am controlat așa, adică... Da, nu ne-a controlat, de la portbagaj nu ne-a controlat la bagaj și acum suntem în Chile, primele secvențe cu mulți guanaco aici. După mașina drumului. Nu cred că are voie, nu? Una coche de România. Noi sunt de România. Si, da. Laguna de los Tres y Laguna Torre lo hicimos nosotros. Muy bonito. Am ieșit din Chile și am intrat și acum intrăm în Argentina. Deci, ultima frontieră pe ziua de azi. Deci avem ștampila în pașaport, gata. Intrăm iarăși. Nu de parc, era foarte greu de obținut. Intrăm iarăși în Argentina, gata. Suntem aici la restaurant, frate, ne-a dus oamenii ăștia la restaurant. Și comandăm 6 temperate și o jumătate de pizza. Mai chiar, uite ce frumos e. Thank you.
Da, deci am venit la un restaurant împreună și noi am crezut că e puțină mâncare. Am comandat 6 empanade și o jumătate de pizza și credeam că o să fie puțin, dar empanadele astea sunt foarte, foarte mari. Nu știu dacă o să reușim să le mâncăm. Arată interesant și milanesa. Mâncăm aici, mâncăm aici cu oamenii ăștia. La bar aici, la Sonora, Am ajuns la mașină. A fost o experiență plăcută și nouă pentru noi, nu? A fost mâncarea bună, gustoasă, compania aleasă. E ora 11:30 și am ajuns aici în centru ultimului oraș până în Ushuaia și Maximilian a vorbit aici cu omul cu panaderie de aici, cu patiserie, să ne primească, că primește bicicliști de ăștia, bicicliști, primește în subsol, unde are el aici. Și a vorbit și pentru noi și a zis: domne, ce, ați venit cu mașina? Ce? Nu, domne, zic, avem luxat, suntem la stop, suntem amărâți. Și a zis: da, da, vine, vin cu mine. Și ne bagă la un subsol, vă arătăm acum imediat. Ne luăm revedere de la Maximilian, it was a pleasure, man. Thank you. It's a pleasure for me. We see you again. Hop! Los esperamos en Rumania. Și vă arătăm imediat, vă arătăm imediat cum e partea aia. Asta e patiseria omului, brutărie, o să mâncăm dimineața aici, micul dejun. Aici intrăm noi. Aici intrăm noi la Hububau. Le fac aici la depozit, unde are el depozit de mărfuri. Băi, vine înainte. Mă, poți să ieși pe aici. Ai învățat locul. Au tăsaj de făină. Eu am crezut că-s de ciment. Partea bună e că nu dormim afară, în film, mamă, e un frig afară. Nu mai știu, mai știu unde e. Aute, au pâine aici, au. Deja am văzut, au pâine. Cuptor. Nu mai știu unde e tabaia. Da, și cum vă spuneam, e gratis toată experiența asta. Și aici va fi o toată noaptea asta, aici va fi. Deci că e hostel, nu?